Aș vrea să-l evit acum alături de noi pe un prieten drag nou. Evident că și dumneavoastră îl cunoașteți și îi îndrăgiți cântecele, Marius Găianu. Mă bucur să ne reîntâlnim, noi ne-am tot văzut, voi îmi sunteți foarte dragi, dar uite, acum mă bucur să fiu în familia favorită. Cămașa pe care o ai este brodată manual, se vede da, lucrul acesta. Da, e cusută așa, împunsătura, coac fiecare. E cusută la Sadova, modelul e așa, din zona Vatra Dornei. Mie îmi plac mășile colorate... Îmi dau viață, așa mă simt foarte bine. E chiar foarte frumoasă și tot costumul. Și e multă muncă aici. Dar unde noi muncă, Marius? Peste tot. Așa este. Și dăruire, că eu mereu tot spun, ce femeie talentată și ce poate să devină în minte, câte modele frumoase, câtă măiestrie, câtă artă. Dar tu ce talentat ești? Ce poți să ne spui despre realizările tale, despre documentarul tău? Eu am o vorbă, așa spun că... Respir, trăiesc și iubesc Bucovina. Și atunci fac tot ce îmi stă în putere pentru a duce cât mai departe, ca oamenii să vadă ce înseamnă Bucovina. Noi nu ne lăudăm, cei care au ajuns acolo au văzut că e chiar frumos. Și am multe materiale dedicate și sărbătorilor de iarnă, acelea sunt mai cunoscute, plus Paștele în Bucovina, un documentar de 75 de minute, că mereu pe la televiziune mă întrebau realizatorii ce obiceiuri aveți. Recunosc că noi eram foarte bine informați. Nu știu, și când am început să mă informez, o stai, trebuie de arătat și de spus. Și ai obținut și un premiu important cu una dintre lucrurile tale. Nu da, știu cu care. cred că vorbim despre discul de aur pentru albumul Sărbători în Bucovina, cel care a ajuns într-un timp scurt în casele foarte multor iubitori de folclor, de cântec popular. Eu am avut o iarnă a copilăriei tare frumoasă și atunci am transpus-o în acele materiale și în această, la sfârșitul acestui an, vor fi două discuri, unul cu colinde, unul cu obiceiuri, noi, materiale noi, la care am muncit așa în ultimii ani, zic eu, mai frumoase, dar o să vedem care vor fi mai pe placul iubitorilor de cântec. Prolific și dedicat meseriei și nu doar meseriei, pentru că este o pasiune desăvârșită, păstrarea autenticității folclorului și a obiceiurilor și prezentarea lor. Mie mi se pare extraordinar să poți și să vrei să faci un astfel de lucru ca o datorie oarecum de onoare față de zona în care te-ai născut și față de frumusețile ei. Te felicit pentru inițiativele tale, pentru repertoriul tău, pentru portul tău, pentru ce ești tu în folclorul bucovinean. Mulțumesc! Eu toate le fac din drag și cred că asta reușește să străbată dincolo de bariere, de ecran, de orice. Evident și publicul primește, vede. Sper, cu sufletul deschis, așa cum eu le ofer. Evident că se vede și se și aude, Marius Găianu.